Ești un om foarte talentat. L-am făcut cu toată onestitatea și cu toată dăruirea pentru comunitatea din care fac parte. Ai participat la vreo olimpiadă? Trebuie să știi oamenii că ești un om extrem de talentat. Și că aici, în curte, la tine, probabil ai postat pe canalul tău lucrurile pe care le faci. Dar da, este o gospodărie care arată ca o poveste. Tata a fost un om care în permanență a fost în beneficiu comunității și nu l-am văzut făcând altceva decât slujind bisericii și făcând în așa fel încât această lucrare să poată să se transforme în realitate. Mai există o chestiune pe care nu pot să nu o pronunț. Actul de justiție să aibă de suferit. Lucrurile merg aiurea, pentru că eu cred că presa are o influență cât se poate de... Presa din ziua de azi nu mai este cum era. Ce e mai rău, să ieșuiezi sau să... Nu încerci. Am încercat să mă țin departe de alegerile pe care le facem și sunt convinsă că vom avea primele generații de copii care nu au fost atinși de comunism. Vor ști ce se ceară de la viață, vor ști ce se ceară de la comunitățile în care trăiesc. E prea puțin important dacă un copil... Ce te-a motivat să alegi facultatea de drept? Sunt perioade în care am înțeles că este foarte important ca în tot ceea ce faci să fii corect. Și banul te motivează. Ba, da. Da, adică nu cred că poți să faci un lucru bine. Motivul care m-a determinat la momentul respectiv să îmbrățișez, cum să zic, politica, indiferent de dezamăgirile pe care mi le aduce mediul politic și experiența politică, în continuare... Aventura! Începerea acestui podcast. Urmează întrebarea. Mănăstirea Cașin, meleaguri de civilizație și istorie, comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin. Promovarea turistică a unei zone sau obiective turistice are înainte de toate o funcție de informare, contribuind direct la organizarea plăcută și eficientă a timpului liber. Așadar, prin această broșură dorim să informăm consumatorul asupra produsului turistic. Am România în gând, inimă și suflet. Punea Regina Maria, convinsă fiind că în sufletul mare al ei sunt și noi, locuitorii acestor meleaguri pe care ne le dorim de poveste. O poveste scrisă de oameni credincioși și harnici, iubitori de glie și tricolor, de ie românească pictată în culorile credinței, câmpului și jertfei noastre. O poveste rescrisă astăzi cu mijloacele mileniului 3, cu bucuria de a ne face cunoscuți, de a reda României și, de ce nu, universalității, peisaje, locuri, pagini de istorie și spiritualitate românească, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care suntem atât de mândri de la mic la mare. De podcast de vorbă cu by Ciprian Zota, unde aducem în prim plan povești de viață inspiraționale, profesioniști de top și discuții captivante. Astăzi avem un invitat special, o personalitate remarcabilă din Onești, care a reușit să se afirme atât în domeniul juridic cât și în viața politică. Avocatul Elena Pașcu Apăvăloaie a fost candidat la primăria Onești și în prezent, din câte am înțeles, poate greșesc, consilier local. Cu o carieră impresionantă în avocatură, deținând propriul cabinet individual de avocatură, doamna Apăvăloaie este o voce importantă în comunitatea locală. În episodul de astăzi vom discuta despre drumul său în carieră, provocările, întâmplările și lecțiile învățate, precum și despre implicarea sa în viața politică și comunitară. Vom explora ce înseamnă să fii avocat într-o societate în continuă schimbare și cum putem contribui cu toții la îmbunătățirea comunității noastre. Rămâneți alături de noi pentru o convorbire profundă și inspirată, plină de engagement-uri valoroase și povești autentice. Nu uitați de like și să vă abonați la canal și să activați notificările pentru a nu pierde niciun episod. Începe de vorbă cu Ciprian Zota, locul unde poveștile prin viața. Așadar, deci, bine ați venit la noi, pentru că n-aș vrea să uit ceea ce am pregătit, pentru că, ca de obicei, vârsta, mă face să uit anumite. O să am pregătit și ceva special, ceva care oferi eu, nu știu, eu îi zic atenție pentru toți cei care vin aici în studioul de vorbă cu. Și dar pentru tine am un cadou. Prima dată, ăsta. E foarte frumos, dar știu că sunt făcute de tine. Da, știu. De tine. Am văzut și în curtea ta că faci niște lucruri senzaționale, absolut senzaționale. Da, ești un om foarte talentat. Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și cu familia, cu tatăl tău care... Da, da, bineînțeles și el. Și asta, de exemplu, care văd aici, e de fratele meu. Deci, familie talentată. Familie de talentați. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Și așa, iar mai am ceva pregătit. Inițial vreau să o dau la final, dar o să o dau acum. Ceva pregătit pentru cameramanul meu de astăzi, căreia îi mulțumesc. E un, nu știu, ceva reprezentativ. Sper să înțelegi textul. Vine în fața camerei? Da! Bine. Te rog, vino în față, nu știu, fă cumva să te vezi. Ok, mă ia. Gata, așa, vedem. Da. Asta e. Așa, mulțumesc foarte, foarte mult. Am să o păstrez. Wow! Demnitatea și curiozitatea ta sunt motorul progresului. Fii mândru de drumul pe care îl parcurgi, și nu te opri niciodată din a crea și a imagina. Viitorul aparține celor care au curajul să-și urmeze pasiunile. Ciprian Zota. Deci textul a fost foarte, foarte bine scris. Mulțumesc foarte, foarte mult și am să păstrez asta cu toată inima. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Da, iar desenul e ceea ce ai... Așa, corect. Desenul e cumva inspirat de ce mai cerut odată. Dar și acum gata cu premiile și să intrăm oarecum în poveste, dar numai întâi să începem un pic cu aventura începerea acestui podcast. Nu știu dacă, de fapt nu știți, nu aveți de unde să știți, aventura acestui podcast începe, să zicem, chiar acum o săptămână, când încercam să facem podcast. Îmi zis bine, încercam, pentru că fix când a ajuns s-a luat curent. Pană de curent! Ce facem? Și, da, a ajuns până aici, totul bine frumos, am descoperit că nu avem curent. După ce am mai discutat un pic în privat, Elena pleacă. La 5 minute, pentru câteva secunde, vine curentul. Se întoarce femeia din drum, asta e, na. Când ajunge în fața porții, se ia curent. Haide, eu cred că oarecum a fost făcută chestia asta, dar să sperăm că va merge bine podcastul. Dacă o să vedeți podcastul în continuare, înseamnă că s-a filmat până la capăt. Înseamnă că s-a luat lumina. Înseamnă că s-a luat lumina, corect. Da. Da. Și pentru început, o întrebare care o pun tuturor la început ar fi câteva cuvinte despre tine, dacă îmi dai voie să folosesc expresia asta. Da, domnule, sigur. Cine este Elena Pașcu Apăvăloaie? De ce o să... Nu știu, nimeni n-a răspuns asta, dar... Elena Pașcu Apăvăloaie este un om simplu. Ai început așa, prezentându-mă ca o personalitate locală, nu mă simt. Eu sunt efectiv și îmi doresc să fiu percepută ca fiind un om simplu, un om de bună credință, un om care de-a lungul anilor a învățat să se pună pe locul 2 și să-i pună pe ceilalți pe locul 1. Cred că în ultima vreme lucrurile se întâmplă de o manieră care să mă facă să înțeleg că lucrurile ar trebui schimbate inițial și să mă pun eu pe locul 1 și să-i pun pe ceilalți pe locul 2. Sunt avocat de profesie, sunt oneștean, că am trăit o bună parte a copilăriei mele aici pe meleagurile Mănăstirii Cașin și mă bucur că facem acest podcast chiar în Mănăstirea Cașin. Sunt un om simplu, un om care este studios, un om care își exercită profesia, practică o profesie pe care o iubește, un om care își iubește foarte tare familia și pe toți cei pe care îi are alături și un om care are o capacitate, zic eu, că nu prea sunt obișnuită să mă laud, cred că nu e neapărat cel mai potrivit lucru de făcut. Cred că un om care are capacitatea și disponibilitatea de a, de a face niște lucruri bune pentru locul în care trăiește. Da, da, după părerea mea, lauda nu e neapărat ceva rău, pentru că cel mai bine te lauzi tu. Meteitele mi le pot găsi foarte ușor, asta pot să-ți spun. Da. Câteva cuvinte despre părinții tăi. Dacă ne poți spune, știu eu. Da, cred că cine se uită la podcast, toată lumea nu știe familia, toată lumea cunoaște părinții. Da, păi de aceea am întrebat, pentru că știam că cu siguranță sunt foarte cunoscuți și știu cine sunt. Niște oameni foarte simpli amândoi, au fost niște oameni care, cred că de la ei mi s-a insuflat această dragoste pentru aproape. Tata a fost un om care în permanență a fost în beneficiu comunității și a fost un preot pe care eu îl apreciez a fi atipic, pentru că toată copilăria mea a stat pe schelă. El a stat pe schelă și duminica a făcut liturghie în biserică, cât s-a construit, cât s-a pictat biserica la Mănăstirea Cașin, 10 ani de zile cred că a fost de muncă. Nu l-am văzut făcând altceva decât slujind bisericii și făcând în așa fel încât această lucrare să poată să se transforme în realitate. Nu a observat-o de pe margine, a fost în permanență implicat, activ. Da, lucru pe care l-a făcut și când s-a mutat la Onești și acolo a muncit în permanență, până a ridicat, până a finalizat, s-a finalizat ridicarea bisericii Maria Magdalena din cartierul 6 martie, a fost neobosit, implicat de dimineață până seara în tot ceea ce a însemnat lucrări de construcție, pictură și le-a făcut cu o dăruire fantastică. Cred că lucrurile astea au însemnat foarte mult în educația pe care ne-a dat-o mie și surorii mele, pentru că amândouă ne-am învățat să dăm ceva din noi comunității în care trăim. Da, să oferiți. Să oferim ceva. Din învățăturile. Da. Mă uit pe mama care toată viața nu a fost sub nicio formă pe locul 2 pentru că a fost stâlpul familiei și rămâne în continuare. Omul care dă energie acasă, omul care zâmbește tot, omul care știe să ne ridice când suntem căzuți la pământ, un om care tot așa a fost în sprijinul celorlalți, fiind în cadrul medical, a încercat în permanență să vină în ajutorul oamenilor cât a putut de mult. Da, că ai adus aminte de cadrele medicale. Ce părere ai despre, să alternăm informațiile, ce părere ai despre informațiile care apar acum despre cadrele medicale? Referitor la scandalul ăsta, da, ultimul scandal. Nu mă uit foarte mult la televizor, însă mi-apar involuntar pe televizor. Din păcate, nu avem cum să nu aflăm de lucruri de genul acesta. Nu sunt de acord cu linșajul mediatic care se întâmplă. Exact. Adică se uită de miile de medici care se sacrifică pentru că își iubesc profesiile și știu că au depus un jurământ pentru a face bine oamenilor. Mai există o chestiune pe care nu pot să nu o pronunț. Mi se pare că intervenția presei în astfel de chestiuni este un lucru care face rău inclusiv actului de justiție. Pentru că atâta timp cât există demarată o procedură de urmărire penală împotriva unor persoane care sunt suspectate de săvârșirea unor fapte de natură penală, atunci n-ar trebui nimeni să-și dea cu părerea. Acum sau că am învățat românii să-și dea cu părerea legată de absolut orice. În ziua de azi românii se pricep la orice. Știu orice, acest lucru face ca actul de justiție să aibă de suferit. Gândiți-vă că poate peste un an de zile o să avem o soluție de clasare în timpul urmăririi penale sau o să avem în fața instanței de judecată o soluție de achitare. Se va dovedi că această femeie, că acest medic nu a fost vinovat sau că nu a săvârșit fapta pentru care este cercetat la acest moment. Cum va reuși să se reabiliteze această femeie în fața oamenilor? Vă dați seama cât de mult rău a fost făcut prin acest linșaj mediatic, pe care eu, dacă vreți părerea mea sinceră, eu l-aș interzice legislativ. Adică nu aș da voie presei să intervină în chestiuni care să facă obiectul unor cercetări ale instanțelor, ale organelor judiciare. Mi se pare normal să lași instanța să-și facă treaba. Mai vedem și interceptări. Nu Dumnezeu să ajungă la televizor să fie date interceptări. Oameni buni, ăsta este atributul nu al mediei, ăsta este atributul organelor judiciare. De-aia lucrurile merg aiurea, pentru că eu cred că presa are o influență cât se poate de... Dar nu știu dacă poate o să-mi atrag critici, dar presa din ziua de azi nu mai este cum era. Nu știu, de când a apărut internetul, cel puțin, presa parcă s-a transformat total, nu știu, nu mai în coană după senzațional, după tot felul de... Chiar în ultima vreme mi-a apărut în feed, involuntar sunt aproape tot ipocrizii și mi-apar informații de zeci de ani distribuite că, vai, că s-a întâmplat acum. Păi, fraților, dar chiar am lăsat comentariul. Chiar nu mai sunt informații. De aceea zic. Nu știu, nu mai e presa, cum era înainte. Nu ca și eu, mare om de presă, că nu sunt. Chiar deloc nu sunt om de presă. Și nu sunt, nici nu mă consider. Chiar dacă unii vor zice că, vai, că nu știu ce, ai promovat și ești om de presă. Nu sunt om de presă. Sunt un om simplu care, nu știu, vrea să dea informație un pic altă. Că îmi reușește sau nu, informația să fie un pic altfel, asta e. Și apropo de chestia asta cu altfel, am văzut-o adaptată și de Partidul Tineri de la Partidul Național Liberal. Și ai avut și la tine în podcast. Da, am avut unul dintre ei. Da, mulțumesc. Înseamnă că ori ai urmărit podcast. Sau ai urmărit doar poza. Știu că te duc la și la tine. Da. Da, și chiar mi s-a părut interesant. Ultima cineva folosește expresia asta. Expresia asta chiar o am de foarte mult timp și de aceea încă nici nu eram, acum pot să zic că un pic cunoscut în spațiul media, dar pe când nu eram, nu mă cunoștea nici, în fine, nimeni. Acum cred că sunt mai cunoscut decât, să nu zic primarul, că sună prea... Important este că te cunoaște lumea, că îți îndeplinești la tine o pasiune. O pasiune, încă de când eram, cred că mai mic ca... Da, și se vede din tot ceea ce, din modul în care ți-ai așezat lucrurile aici în tău studio, se vede foarte clar că tu iubești lucrul acesta și... Îmi place ceea ce faci. Îți place ceea ce faci, da. Câteva cuvinte despre, nu știu, proiecte de viitor ceva, să revenim la... Doamne, da. Ceva în premiere, nu știu, ceva... Da. Că tot vorbim de o cam aici de senzațional. Da, nu, la mine chestiile cu senzaționalul nu fac parte din viața mea. Corect. Asta am văzut-o și eu. Nu știu dacă pot să zic că am învățat-o. Încerc să nu mă gândesc prea mult la viitor, ci să trăiesc prezent. E ceva din cărțile alea, în citite, dar în fine, nu vreau să intru în detalii. Deci n-am proiecte de viitor, doar îmi doresc să reușesc să finalizez școala doctorală, să reușesc să prezint o lucrare care să fie pe măsura așteptărilor profesorilor mei, să reușesc să mai fac câte un bine așa, chiar dacă nevăzut și neauzit. Bine nevăzut e cel mai sănătos bine. Și să reușesc să-mi țin principiile de viață cu care am crescut, să mi le țin aproape de mine și să mi le dea. Ce pasiune! Că vorbeam de pasiunile mele acum. Pasiune în afară de avocat. Că bănuiesc că avocatul e chiar o profesie. Da, e o profesie care îmi place, nu știu dacă neapărat avocatura e... o poți să o numești că e pasiune, însă... de ce o numesc pasiune? Pentru că nu oricine poate să facă, să fie avocat. Este o profesie frumoasă, o profesie care te provoacă, o profesie care îți impune ca în permanență să fii în contact cu studiul, pentru că altfel nu poți face performanță, și o profesie care mă leagă de una din pasiunile mele cele mai mari, și anume cititul. Iubesc foarte mult să stau cu cărțile în mână, să citesc. E printre, dacă mă întreabă cineva ce-mi doresc acum, nu o să spun decât că îmi doresc să am 2 zile libere în care să stau pe un șezlong și să citesc o carte în mână. Apropo de citit, pe partea asta de citit, poate să am moștenit ceva, am un văr, dacă pot să spun așa. Da, de fapt e văr, că e... Da? A stat în Cașin. De ce spun a stat în Cașin? Că acum este undeva pe New York. A fost în Canada, acum e... Și el la fel. E foarte, foarte citit și, după părerea mea, e unul din acele genii ale României care țara asta e pierdut. Da. Pentru cei care nu știu, acum părinții lui nu mai trăiesc, oarecum nu mai trăiesc niciunul de părinți. Crânț Ionică. Poate va auzi podcastul ăsta, ce e cam imposibil. A stat în Cașin. Și da, suntem de aici. Și cred că de acolo într-un fel am luat chestia asta cu cititul, că și mie încă îmi place, dar din păcate nu am cât. Da, lipsa timpului, într-adevăr. Da. Ce înseamnă timpul liber? Timpul liber e ora aia pe care în fiecare zi o dedic activităților sportive, pentru că în fiecare zi, cu rare excepții, nu fac o oră de antrenament. Oh, mă bucur! Timpul liber înseamnă timpul petrecut cu cei apropiați mie. Familia, familia, da. Timpul pe care îl dedic încă părinților și copilului meu și celor apropiați. Cam așa. Că nu ne mai rămâne pentru mare lucru. Da, și nu prea pentru escapade, micile vacanțe pe care reușim să le mai facem încă, unde ne încărcăm cu energie negativă, mai vedem ce lucruri frumoase fac alții prin alte părți. Venim cu gust uneori amar, alteori mai puțin amar acasă și ne întoarcem la ale noastre. Da, revenim când ajungem acasă, revenim că deci suntem acasă. Ne dăm seama foarte ușor când ajungem acasă. Apropo de că ai vorbit de frumusețele acestei țări, ce părere ai de modul cum sunt ele prezentate? Sunt ele prezentate? Nu știu, acum că nu sunt neapărat în care se poate să se... Nu pot pronunța așa, să fiu extrem de subiectiv în mod normal. Mi se pare că România are foarte mult oferit. Pentru că e o țară într-adevăr extrem de frumoasă. Sunt foarte multe lucruri pe care nu știm să le, arătăm celorlalți. Și cred că ar trebui să ne focusăm cât se poate de mult, dar am avea de câștigat prin acest lucru, pentru că tot ceea ce înseamnă turism înseamnă bani, de fapt. Nu știu dacă a ajuns România să înțeleagă faptul că a se exploata turistic nu este un lucru rău, ci este un lucru benefic. Vedem câți oameni merg, spre exemplu, în nordul Moldovei. Vedem câți turiști vin și vizitează mai nou orașele unde se organizează concerte, la Antol, peste tot în toată țara asta. Sunt sute de mii de străini care vin să se bucure de evenimentele care se organizează la noi. Mai vin să se bucure de mâncarea pe care o avem. Mai vin să se bucure de mâncare, că mai toți străinii care vezi că mai toți zic de mâncare. Da. Dar și de relieful pe care îl are această țară, care e un relief variat și care are mult de oferit. Nu mai spun că s-ar putea face turism sportiv, s-ar putea face turism gastronomic, s-ar putea face turism de toate felurile, doar să existe dorințe și motivații. Da. Cine v-a susținut mai mult în... Cine te-a susținut mai mult în carieră? Nu știu dacă... Sau cine te-a descoperit? La mine a fost sinuoasă accederea în profesie, adică destul de dificilă a fost, pentru că am pornit la București, după care am revenit acasă. Acasă mi-a fost destul de greu, pentru că nu prea eram învățată cu maniera de practicare a avocaturii la Onești. Lucrasem la București într-o casă de avocatură și lucrurile erau diferite total de ceea ce se întâmpla la Onești. Și trebuie să recunosc că am singuric, cu susținerea permanentă a familiei mele, care mi-a dat încredere în mine, am reușit să fac pași înainte. Da. Politica pașilor mărunți și în profesie. Exact. Că cel mai bine sunt pașii mărunți în orice ai face. Da. Că vorbim de familie. Știu că ai copii. Unul. Copii. Da. Copii. Da. Cum a influențat copilul în carieră? Da. A influențat cumva? Am încercat să mă țin departe de alegerile pe care le facem, pentru că zic eu că e foarte important ca cei mici să-și aleagă singur parcursul în viață. Și sper să fi făcut alegerea, sunt convinsă de fapt că a făcut alegerea corectă. Copilul meu a ales să urmeze aceeași facultate pe care am urmat-o eu. E proaspăt student al facultății de drept la Universitatea București. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Și să sperăm că va ajunge pe aceeași cale. Da, important este să-și aleagă profesia în așa fel încât să-i aducă beneficii și să-i facă ceea ce face. Aplici des, formulez în așa fel că se înțeleagă regulile din, că într-adevăr sunt din avocatură și în familie. Nu știu dacă regulile chiar exact, dar nu știu, mentalitatea aia de avocat o aplici în familie? Nu este perceput avocatul din exterior. Așa, din... Nu știu, na, probabil că îmi spune nepotul meu uneori, trebuie să am foarte mare grijă cum îți răspund. De ce? Deci așa îmi spune un pic de teamă că ești avocat. Exact. De aceea am întrebat. Nu cred că sunt extrem de severă. Există o doză de severitate care nu trebuie să lipsească niciunui părinte. Corect. Asta, da. Și care sunt convinsă că este benefică, dar e o doză, zic eu, că nu-i deranjantă. Da. Să sperăm că nu va fi deranjantă. Și ai modele modele personale care te-au inspirat pentru cariera asta, aceasta? Nu am avut, este în perioada anilor 98, când toată lumea alegea să facă facultatea de drept. Erau niște seriale care făceau furor la momentul respectiv și nu te mai întreba nimeni de ce vrei să faci facultate de drept sau dacă te întreba cineva, răspunsul era unul: îmi place foarte tare ce se întâmplă la serialul ăla. Ei, pe modelul îmi place foarte tare serialul, am ales și eu facultatea de drept. N-a fost o alegere greșită, pentru că se vede că n-a fost o alegere greșită. Da, știam că îmi place studiul și că îmi place să stau prin biblioteci mult și știam că profesia asta se potrivește foarte bine. Mănușă se potrivește cu studiul mult, așa că a fost o alegere bună. Înseamnă că... Nu, da. nu cred, acum dacă dând banii înapoi, nu cred că aș fi fost potrivită să fac altceva. Nu cred. Da, și următoarea întrebare chiar legat de ani este: dacă, de exemplu, te-ai duce în trecut, ce ai schimba? Da, nu știu dacă... E o întrebare bună. Bine, dacă ar fi posibil, de cu siguranță nu e posibil, da? Aș mai fi făcut de copii. Da. Asta este dintre lucrurile pe care nu am reușit să le bifez. Și... niciodată nu-i târziu, să știi. Bine, da, toate se fac la timpul lor. Dar da, există acest lucru, mi-aș fi dorit să-l fi încercat și să-i fi făcut lui David, cel puțin, un frate, o soră. Cred că... De exemplu, eu mai am un frate. Și eu am soră și e excepțional să ai... Eu fiind cea mai mare. Deci... Și dacă nu mă șer, ești tot la... Da, tot la... Aia e bun, înseamnă că ne-am nimerit. Da. Ne-am nimerit... Bine că am cam nimerit-o, cam cu toate persoanele care le-am avut aici... Am cam nimerit compatibilitățile. Bine, unii, în fine. Cum reușești să menții echilibru între viața personală și profesională? Da, nu știu, cred că a devenit o obișnuință. Și nu știu dacă e neapărat un echilibru realizat. Pentru că ne trezim așa în anumite momente și ne dăm seama că e cam haotic ceea ce facem. În ultima vreme, cam... Însă, încercăm așa, cu din răsputeri, să nu cădem în extremă. Da. Ce părere ai despre tinerii din ziua de azi? Că tot vorbeam de filmul tău. Da, poate cândva va fi și în, aici în podcast. Că nu o să cresc și eu mai mare. Da, emisiunea o să crească mai mare. E un curs foarte fain, să știi. În fine, da, și din Picioara că și laudă cu ei. Dar chiar e... Care mama își laudă copilul, e imposibil. Mă refer că și laudă de bine. Nu, dar chiar încerc să nu fiu subiectivă. Chiar e un post fain și să știi că poate mă raportez la cei pe care îi văd în jurul lui, la colegii lui. Mi se pare că e o generație tare frumoasă. Mi se pare că tinerii ăștia din ziua de astăzi sunt tineri care au foarte mult de oferit. Au avut la dispoziție internetul și sunt extrem de bine informați. Sunt extrem de bine informați. Mulți dintre ei au reușit să folosească internetul în beneficiul lor și sunt extrem de maturi și din punct de vedere al culturii generale. Exact. Și din punct de vedere al tehnologiei. Mi se pare că sunt generații care sunt net superioare generațiilor noastre, tocmai pentru că au avut acest acces foarte ușor la informații. Sunt niște... Nu văd lucrurile așa cum o face majoritatea, toată lumea ce mamă, tinerii din ziua de azi. Tinerii din ziua de azi sunt senzaționali. Senzaționali. Și tocmai de-aia îmi place să stau printre tineri. Exact. Eu îți spun cu toată franchețea, când vin prietenii copilului meu pe la noi, sunt extrem de maturi, sunt extrem de maturi și... Da, vorbeam despre tinerii din ziua de astăzi. Ce părere ai informația? Crezi că i-a maturizat înainte de termen? Nu cred, nu. Și-au păstrat și inocența specifică, vă zic eu. Și Și cei care sunt cerebrali cred că au folosesc informația în beneficiul lor. Da, s-au maturizat pe linia asta intelectuală, lucru care mi se pare extrem de frumos. Și sunt convinsă că vom avea primele generații de copii care nu au fost atinși de comunism. Și cred că vor crește foarte, foarte frumos. Ei sunt, da. Pentru că, nu mai păstrăm încă metehnele. Și o păstrăm mult timp. Da. Asta e, din păcate. Cred că vor fi generații care vor ști ce se ceară de la viață, vor ști ce se ceară de la comunitățile în care trăiesc. Nu vor mai accepta nedreptățile, vor ști să... vor avea curaj. Crezi că vor avea curaj? Eu cred că da. Așa, Pentru că mie mi-este că îți mai opriți ca niciodată. Da, nu știu, poate mă raportez eu la ceea ce e prin jurul meu, dar îmi creează impresia că sunt tineri curajoși și tineri care își doresc să pună punctul de vedere. Și care își doresc foarte mult să avanseze pentru a putea lua decizii bune. Pentru că sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Iar lucrul ăsta mă face să mai am încă speranță că la un moment dat lucrurile se vor schimba și se vor duce în zona aia pe care noi ăștia puțini. Da. Tocmai de aceea zic că sunt dat la o parte, pentru că, spre exemplu, o să dau un exemplu personal și caz real. Când am pus informația despre cel de spatele camerei cu câștigător la concurs, nu știu ce, am rămas, bine, probabil că nu mi-a apărut mie în feed sau în fine, dar foarte dezamăgit am aflat că am fost singurul care am promovat chestia. Adică că e câștigătorul unui concurs, în fine. O aflasem chiar în podcastul cu Victor. Și astea sunt lucruri care ar trebui, cum să zic... Bă, să fiu singurul care dă informația aia. Da, absolut nimeni. Și dacă era vorba, știu eu, de altă persoană, era pentru toate... Dacă făcea altceva, poate. Adică nu era vorba de un concurs. Ne ducem iarăși în zona senzaționalului, adică e prea puțin important dacă un copil... Pentru că nu mai avem scara valorilor normală. Scara valorilor este întoarsă cu fundul sus. Da. Și sunt mai puțin importanți copiii care... sau oamenii care reușesc să facă performanțe de orice natură, în absolut orice domeniu, decât cei care reușesc să aducă senzaționalul. Vedeți că nebunia asta cu cântăreții de manele, cu care și-au cumpărat nu știu ce mașini sau care au făcut nu știu ce... Astea sunt lucrurile care prind foarte tare. Doar asta este senzațională. Asta are legătură cu lipsa de educație, cu... niște probleme, și cu cât vom avansa în timp, dacă nu se iau măsuri și nu se focusează nimeni pe rezolvarea acestor chestiuni și pe promovarea acestui senzațional, și iarăși ne întoarcem la tot ceea ce înseamnă presă, scara valorilor îi va pune fix undeva la capăt pe cei care vor face performanțe notabile în domeniile pe care ar trebui să le apreciem. Adică pe cei deștepți, pe cei care... și Andrei, într-adevăr, e un copil deștept. Știm cu toți asta. Da. Este și el, și Victor, și... La fel și cu Victor. Da. Pot să zic că am fost singur care am promovat tot ce făcea eu. Da. Nimeni. Acum nu că vreau să mă laud eu sau... Dar... Da. Cred că au mai scris câteva persoane. Cred că Neion Moraru mai scrie. Da. Și el deja tot așa după ce am scris eu. Da. Cam el mai e singurul care mă scrie și altceva. Uneori mai ia articole, dar nu mai contează. Eu mă bucur! Valea Cașinului amândoi că înțelegeți. Important este că informația pleacă de la și de la unul și de la celălalt. Da. Bună credință. Dar eu mă bucur. Nu zic cu nicio răutate. Dar mă bucur. Bucur când îmi părea sau să nu prea și ideile. Că asta mă cam... Mă, dacă îți spune și mă cam dezgustă chestia asta. No, e bine. Că am observat că dacă... Deci, de când, nu știu, să zicem că am devenit cunoscut, dar în fine, cam evit un pic să mai îmi dau din idei, că sunt unii care cam... stau cam la pânză la... și cam evit. Când o să le fac, o să le fac doar eu. Sper. Ce te-a motivat să alegi facultatea de drept? Și cum ți-ai... Simplu, n-a fost motivație, n-a fost nimic, a fost element de el și gata. Exact. Aici vreau să aud. Deci până la urmă, da, normal că da, inspirația a fost de acolo. Da, nu a fost efectiv. Nu mulți am fost care am dat. În perioada aia toată lumea făcea facultate de drept, toată lumea dădea la drept. Era tot o furie, ani de zile, mulți. Dar exact serialul ăla. Da, l-a nebunit pe toată lumea, da. Dar cum se numea serialul? Ellie McBeal se chema. Nu l-ai văzut? Cred că îl găsești pe sau nu știu, nu știu. Dar știu că l-am văzut undeva. Îl piratez de pe net. Da, da. Da, îl piratez, dacă e în modă. Dar nu știu dacă mai poți să spună, da? Sunteți destul de inteligenți și reușiți. Da, care a fost... cele mai importante lecții pe care le-ai învățat, să zicem, în timpul studiilor de la facultate? 2003. Sunt perioade în care am înțeles că este foarte important ca în tot ceea ce faci să fii corect. Am învățat că întotdeauna înainte de a te prezenta la un curs, este bine să citești tu lecția înainte. Am învățat să învăț, de fapt, în exact. Cei 4 ani. Și cred că mi-am dezvoltat niște abilități. Nu știu dacă neapărat au fost lecții, dar au fost lecții pentru anii următori în ceea ce privește profesia. Lecții pe care cred că mi-au fost predate bine. Da. Da. Cu siguranță a fost calitate de profesori foarte bună am avut în timpul facultății, mulți dintre ei mai sunt, însă sunt convinsă că și-au făcut treaba cât se poate de bine. Și eu, pentru că, într-adevăr, și cum vorbeam și cu Victor, tot așa despre profesori, că veni vorba, ce pare de profesori din cealaltă? L-am observat și pe Victor, e... necesar, necesar. Da, este, și cum e, nu pot să imit așa să mă apuc să judec acum profesorii, pentru că... Dar nu mai eu nu zic să judecăm. O părere, da. Acum educațional este cel care ar trebui să fie sau nu. Mă uit la copilul meu și îmi place ce a ieșit, ceea ce înseamnă că oamenii care i-au predat la școală, dacă toți sau mai puțin, și nici nu pot să țin cont de ce a plăcut lui și ce nu i-a plăcut, pentru că ei, nici mie nu-mi plăceau profesorii în timpul liceului, îi detestam pe majoritatea. Și acum, uitându-mă în timp, întorcându-mă în timp, mi se pare că au fost niște profesori senzaționali. Senzațional, dar lucruri pe care nu le poți înțelege în momentul în care ești... probabil că același lucru vor zice și ei. Da, sunt convinsă. Acum nu pot să judec eu calitatea actului educațional. Ca și calitatea actului educațional, cum ți se pare acum față de atunci? Mi este foarte greu să fac judecăți de genul acesta. Ar trebui doar să mă raportez la modul în care ies copiii de pe băncile școlilor astăzi și acum ieșeau acum 20 de ani. Da, da, și asta e un pic așa, pentru că vremurile de atunci nu sunt ca... Aici este problema, că nu cred că s-a adaptat totuși învățământul la... N-a evoluat. Odată cu societatea, poate și învățământul ar fi, educația ar fi trebuit să se facă altfel. Exact. Să se focuseze mai mult și să se inspire din tot ceea ce se întâmplă în afara României. Pentru că știm cu toți că în afara țării educația se face altfel. Toată lumea pune preț foarte mare pe tot ceea ce înseamnă abilități practice, pe descoperirea vocației copiilor. Da, pe descoperirea vocației copiilor. Sunt lucruri care îi ajută pe copii să facă, de-a lungul vieții, profesii care, într-adevăr, nu se pot face. Fac, într-adevăr, ceea ce le fac. Da, sau ceea chestiile pentru care sunt mulți răziți să facă anumite lucruri și descoperă foarte târziu. Adică sunt, vedem, pictori care se descoperă la 40 de ani, arhitecți, tot așa, care, sau oameni care fac sculptură, arhitectură, care fac tot felul de... Sau oameni care vor să facă podcast tocmai la când e aproape timpul trecut, dar nu mai contează. Da, nu contează, da. Da. Sunt... Să trecem un pic tot la... Revenim la profesie. Cum a fost procesul ăsta de a deschide un cabinet de avocatură? A, nu știu, s-a făcut vreo 20 de ani. Sunt mulți ani de atunci. Mulți ani înainte. A fost ușor, n-a fost foarte greu, adică n-am luat-o. Acum, întorcându-mă în timp, au fost lucruri făcute cu naturalețe, chiar dacă au presupus eforturi la momentul respectiv. Le-am putut face, le-am făcut, le-am dus în spate, le-am cărat după mine. Da, le-am cărat permanent după mine. Care a fost cea mai mare provocare de până acum? Nu știu, că a fost atâta încât mi-e greu să aleg pe cea mai mare. Da, într-adevăr, dar chiar a fost... Profesionale sunt foarte multe, dar cred că cea mai mare provocare este încă nefinalizată. Este aceea de a termina școala doctorală și de a încerca să fac ceva în ceea ce privește specializarea mea, doar în ceea ce privește dreptul penal. Pentru că este într-adevăr este ceea ce îmi place. Am știut de pe băncile facultății că îmi place foarte, foarte mult dreptul penal. Adică de atunci am înțeles că pentru asta sunt făcută. Însă, fiind avocat în provincie, este destul de dificil să faci spețe doar în... Specializarea e dificilă, nu-ți permiți, din punct de vedere financiar, să te focusezi doar pe dosare penale. Însă mi-aș dori ca într-o perioadă de timp să reușesc să fac doar dosare penale. De ce? Pentru că e ceea ce îmi place. E ceea ce îmi place, adică este locul unde mă simt cel mai bine. Crezi în motivația banului în carieră? Dar n-are cum să nu... N-ai cum să nu crezi în ea. Adică este, în mod evident, banul... Și banul te motivează. Da. Adică nu cred că poți să faci un lucru bine doar pentru că ai niște câștiguri financiare și dacă nu-ți place. Deci trebuie să existe o îmbinare între pasiune și... Da, eu îi ziceam o egalitate între, între cele două. Să se întrepătrundă, adică să existe, să faci lucrurile cu pătrundă și să și câștigi, da. Pentru că dacă îți faci profesia și nu ai beneficii financiare pe măsură, atunci nu mai faci cu plăcere. Da, corect. Da. Și da. Un pic așa, să trecem și pe zona politică. Cum ai intrat în politică? Și de ce? Ce te-a determinat? Simplu și acolo. La fel ca avocatură? Ei, nu. A fost mai simplu. Mai simplu? Da, pentru că nu s-au dat examene aici. Păi de-aia zic că aici nu e nevoie de examene sau altceva. Dar cu siguranță nu intră oricine în politică. S-a întâmplat acum mulți ani de zile, vreo 13-14 ani de zile. În 2011. Eram întoarsă la Onești, revenită la Onești de la București, cu, normal, spiritul meu civic, care trebuie să recunosc că nu mi-a lipsit niciodată. Din păcate sau din fericire. Nu lipsește. Și asta mă bucur. Am ajuns la Onești și motivul care m-a determinat la momentul respectiv să îmbrățișez cum să zic, politica, a fost generat de faptul că candidat la Onești un om care nu avea baculaș și care a reușit să fie primar ani de zile și care în continuare își face... În continuare este. În continuare este, da. Din păcate. Asta a fost motivația pentru că întotdeauna am susținut și am spus-o că aș vedea necesară o modificare legislativă și nu aș permite sub nicio formă ca un om care nu reușește să-și ia bacalaureatul și care nu are studiile finalizate să poată să conducă o urmă. Adică, da. Când te gândești la condițiile care sunt solicitate funcționarilor publici, adică oamenilor care lucrează în unitățile administrativ-teritoriale, sunt niște condiții draconice de multe ori, adică nu ai studii, nu ai acces. Da, normal. Mi se pare total anormal să nu limitezi și celor care candidează accesul raportat la studiile pe care le au. Deci mi se pare, cum să zic, strigător la cer. Și în continuare o susțin și în continuare pot să dau și să spun că s-a văzut că un om care a încercat să fraudeze nu, la momentul mă refer la faptul că n-a reușit să-și ia bacalaureatul și a plătit ca să-și-l ia. S-a văzut că în continuare a avut de-a face cu instanțele de judecată, a avut conflicte de interese, adică el nu s-a oprit din punct de vedere al încărcării legii penale, civile. El este în permanență un om și căruia este rușine. Din punctul meu de vedere, nu are ce să caute pe scena politică un astfel de personaj. Și a fost motivul care la momentul respectiv m-a determinat să fac acest pas. Și acum că tot vorbeam de politică, de ce Partidul Național Liberal? De ce nu am partid? Nu știu, ce te-a atras la Partidul Național Liberal și nu te-a atras dincolo, de exemplu? Am crescut într-o familie în care liberalismul a fost, cum să zic așa, literă de lege. N-am avut... Părinții mei au fost amândoi... Tata a fost monarhist înrăit, adică regalist, iar după 90 întoarce un liberal înfocat. Chiar dacă a înțeles în permanență că Moldova, din păcate, poartă în sânge o celulă. Din păcate nu poți șterge chiar așa de ușor. Nu, de ce te-am întrebat, de ce, nu știu, că cumva am descoperit și eu chestia asta cu liberalii și acum aș vrea să mă cam informez mai multe, pentru că poate într-un viitor, știu eu, poate, dar nu știu, mă mai gândesc. Dar după părerea mea, cred că Partidul Național Liberal e singurul partid în care eu personal aș avea încredere. Asta o spun, deci asta pot să spun public. Acum. La momentul ăsta. Este în mod evident, la momentul de față, pe scena politică românească, singura opțiune pe care poate să fie un om care are... Eu n-aș putea alege, de exemplu, Aur. Ei, nu știu. Am dat un exemplu, ca să-mi spun de ceilalți, adică de PSD. Asta ca să vorbesc de toți, ca să zică lumea altceva. Nu știu, n-aș putea alege, nu? Poate știu eu prea puțin, poate știu eu prea mult, nu știu. Asta zic, chiar aș fi curios, care e, nu știu, nu știu dacă pot să-i spun diferența, dar de ce? De ce ai ales Partidul Național Liberal? Pe lângă chestia familială. În primul rând pentru că te gândești la ceea ce au reușit să facă liberalii de-a lungul anilor. Te gândești la marile proiecte, la marile revoluții care s-au făcut, revoluții industriale, revoluții educaționale, care au fost făcute în permanență de guvernările liberale. Te mai gândești și la faptul că după 90 încoace, un PSD-ist a fost cel care l-a oprit pe regele Mihai să intre în țară. Și chestia asta îmi dă fiori, numai cât mă gândesc că omul ăla a fost nevoit să se urce în avion și să plece spre casa lui, în condițiile în care ar fi trebuit România să-l primească cu brațele deschise și poate că am fi fost monarhie și poate că era monarhie, lucrurile ar fi fost total diferite. Da, sunt multe argumente care au determinat opțiunea mea și în continuare, indiferent de dezamăgirile pe care mi le aduce mediul politic și experiența politică, în continuare nu pot spune că aș putea alege vreodată un alt partid decât Partidul Național Liberal. Din punct de vedere al faptului, al doctrinei acesteia, că încă ne orientăm spre doctrină, dar și prin prisma faptului că așa, cu imaginea asta uneori deteriorată a realității politice, exact, mai există și oameni buni în mediul politic și oameni care își doresc să facă bine comunităților în care trăiesc. Însă, din păcate, vremurile pe care le trăim și iarăși media și tot ceea ce înseamnă mediul online și faptul că toată lumea, toți neaveniții își permit să denigreze și să arunce cu noroi în cei care, pentru că e și funcția politică este un sacrificiu. Nimeni poate da, oarecum, da, da. Pentru că eu o spun cum am perceput-o eu și cum a fost pentru mine. Deci, pentru mine, viața politică și toate competițiile în care am intrat au fost efectiv, au însemnat și sacrificiu al vieții personale, al vieții familiale, pentru că odată intrat în astfel de competiții, care la Onești, cum știm cu toții, nu sunt niște competiții oneste, sunt niște competiții în care te lupți cu niște oameni care nu le place să respecte nici legea, care nu au conținut, care nu au... Și aici e la fel, să știi, neapărat o excepție, da, Onești. Și situația mănăstirii este tot acolo, așa că, na. Da, rămânând în aceeași zonă a politicului și a experienței, cum a fost experiența în campania care s-a terminat în sfârșit? Da, a fost o... Eu nu sunt... Dacă ai învățat ceva din această campanie. Nu știu dacă lecțiile încă... Dacă am înțeles deznodământul sau dacă ne-am luat lecțiile necesare, cred că e prea devreme să apreciez. Da. Însă a fost o campanie pe care am trăit-o. A fost o campanie în care am avut alături extrem de mulți oameni frumoși. Am avut o echipă foarte, foarte determinată. Am foarte prezentă pe oraș, deci... Da, chestia cu prezentarea... Cumva le-am intersectat, dar parcă mi-era jenă să mă apropii. Însă, în ciuda faptului că discuțiile și interacțiunea mea cu oamenii în permanență mi-a spus în perioada campaniei electorale că am șanse reale de câștig, rezultatul a fost unul care efectiv a venit ca un bumerang. N-am reușit să-l întâlnesc nici în ziua de astăzi, pentru că toată lumea cu care mă întâlneam îmi spunea că, că oamenii vor schimbare. Așa. Adică vor fi oamenii falși. Nu știu, nu am intrat nici în zona conspiraționistă, oricum pot spune că cei care au câștigat nu sunt câștigători reali. Nu sunt reali, cu siguranță. S-a făcut o campanie care, din punctul meu de vedere, a încălcat orice normă, nu? Simț, a încălcat dispozițiile legale, pentru că atâta timp cât tu nu ai voie să candidezi, tu nu te pui pe meșul cu cel care candidează. Exact. În fine, dar absolut orice fel de contestații pe care le-am depus pe la birourile electorale și acolo, legea făcută numai în așa fel încât să permită celor care sunt stăpâni pe plantație să-și rezolve problemele. Da, dacă tot... Adică gust amar la momentul de față, gust amar și dorința de a, cum să zic, mă focusa foarte mult pe mine și pe profesia mea. Lucru pe care în ultimii ani de zile l-am uitat. Da. Și acum să un pic așa ușor să ne depărtăm de zona politică și să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat în parc. Da. Pentru că pentru mine personal și pentru acest canal cred că se uită mulți din Republica Moldova. Da. Și am am foarte multe urmăritori după ce, pot să zic că chiar mi-a realizat clipul cu acel ansamblu din Republica Moldova, că despre el este vorba, Hencerii. Povestește-mi un pic, cum a avut ideea? A fost o poveste și acolo. Avem tot timpul. Da. Deci, vorbeam despre, după o mică pauză, bineînțeles, despre acest moment, dacă pot să-i spun așa, din parc. Cum e povestea? Că mi-a spus că e o poveste interesantă. Are o poveste, nu știu dacă neapărat interesantă, dar e o poveste. Chiar plăcută, pentru mine cel puțin a fost plăcută. Eram în perioada pre-campanii și am ajuns într-o vineri seara, plec acasă și erau extaziați cei din familie de prestația pe care au avut-o decenii la România tale. Și toată lumea, mă, îți dai seama ce ar fi dacă i-ai duce la Onești, cât de mare bucurie ar provoca. Și apropo de chestia asta cu Hencerii, că nu știu dacă s-a întâmplat înainte de a face tu sau după, dar cam asta aveam eu în cap când am văzut prima dată. Deci, da, cumva virtual sau legat de gândire. Da, am zis, hai să încercăm să luăm legătura cu ei, să vedem dacă îi putem aduce la Onești. Am sunat și am găsit pe cineva care a putut lua legătura cu ei, cu persoana care se ocupă de spectacolele lor, chiar cu Denis, un tip senzațional, a fost copiii, niște copii fantastici. Da, chiar. Și eu m-am dus la Onești și au venit și au făcut un spectacol extrem de frumos. N-a fost extrem de bine organizat, nu la capitolul organizare evenimente, mai ales în perioada campaniilor electorale, am descoperit cum stau extrem de bine, adică ba, chiar după părerea mea, chiar a fost destul de reușită organizarea cu mici scăpări că da. N-am luat în calcul faptul că s-ar putea să plouă și asta a fost, de fapt, chestiunea care mi-a stricat un piculeț. Nu că mi-a stricat momentul, că am dansat pe ploaie până la urmă. Urmei s-a dansat pe ploaie. Chiar ăla are cel mai multe vizualizări. Da. Când ora aceea cu copiii care n-au vrut să se oprească, ploua torențial și ei dansau în continuare. Cred că a fost singurul care a filmat. Nu știu să mai fi văzut altă filmare. Eu n-am mai văzut pe la nimeni. Cred că toată lumea s-a retras pentru că ploua pe filmare și tu ai rămas singurul. Cred că a fost singurul. Da. A fost un eveniment frumos, cum să zic, și cu alternat așa și cu prestațiile copiilor talentați din oraș. Da, lucru pe care probabil că dacă aș fi fost primar în Onești, l-aș fi făcut des. Adică des, nu așa cum se face fiecare weekend și cu bani foarte mulți. Exact. Nu chiar fiecare weekend, dar aproape. Da, sunt foarte multe la bugetul local care se duc pe astfel de evenimente. Eu aș încerca să le fac mai mult cu artiști care se mulțumesc cu puțin, dar care fac spectacole fantastice. Am văzut, spre exemplu, acum anul trecut la un moment dat, chiar de 15 august, de fapt, anul trecut, că adusese Claudiu Petrișor la Oitus prin Ion Suruceanu. Ion Suruceanu a făcut un spectacol fantastic la Oitus. Deci eu m-am dus și la masă, l-am ascultat. Suma modică, da? La noi, cine vine și cântă, sumele nu sunt chiar modice. Da, mai ales dacă... Dar Oneștile când un oraș cu un buget frumos, așa că există bani, slavă Domnului din descrierea orașului. Se vede în recitalurile. Da. Din fiecare weekend. Așa, apropo de recitaluri, singurul care chiar aș vrea să ajung și dacă vezi aici e o carte, și nu știu dacă pot să ajung, dar chiar aș vrea să ajung să iau un autograf din carte. Acum nu știu dacă voi reuși. Podcastul cred că o să fie după eveniment postat. De aceea nu vreau să... Am zis doar așa că o să apară imagine. Da, și... Continuăm cu povestea Hencerilor. Exact, am terminat povestea, au venit, au dansat, i-am chemat pentru că mi-a sugerat tata să-i chem, mi-a sugerat. A fost o chestie așa, mamă, ce frumos ar fi dacă i-am aduce și eu Onești. Da. Și chiar a fost, pentru mine a fost o experiență frumoasă. legată de modul în care s-au comportat oamenii ăștia. Niște oameni atât de frumoși, atât de... Da, chiar m-au surprins. Niște copii senzaționali. Mă gândeam că, având imaginea unui alt ansamblu, tot din Republica Moldova, care a fost și aici în mănăstire, mă gândeam că sunt cam la fel. Nu, dar ăștia chiar m-au surprins. Foarte bun. M-au surprins. Și, bine, nu o să-i amintesc aici. Dar, în fine, și că vorbim de acele evenimente, crezi că ai putea să-l reînvii anul acesta? Sau, știu eu, în viitorul apropiat? Sunt într-o etapă în care nu mai fac... Și cred că s-a văzut acest lucru. Da, normal. N-am mai făcut activități care să fie pentru comunitate. Și nu l-am mai făcut pentru că am avut așa o dezamăgire. Da, exact. Și am spus că, băi, dacă oamenii și-au dorit altceva, și-au votat altceva, da, să le ofere primăria pe banii lor. Da, da? Pentru că eu toate evenimentele le-am făcut pe banii mei. Corect. N-am luat niciun ban de la nimeni și... n-am, cum să zic, nici nu aș fi luat bani de la nimeni, l-am făcut efectiv pentru a aduce bucurie. Însă oamenii pare că n-au apreciat suficient. Probabil că unii apreciază altceva și de aceea... Stau și mă gândesc că Onești este o redută pierdută așa pentru mine la momentul de față. Adică pare o cauză pierdută pentru mine și o spun asumat. Adică nu e un oraș... pentru care să mai lupți. Așa o percep la acest moment. Este imposibil ca în momentul în care îți vine cineva și îți pune un pion în față și îți spune votează, tu să te duci și să-l votezi. N-ai cum. Da. Este imposibil să-ți dorești. Sau am ajuns într-o fază în care oamenii care sunt fără școală, care sunt impostori, care sunt nepregătiți, care folosesc, cum să zic, argumente din zona obscenului, din zona, cum să zic, care fac campanii penibile, să fie agreați. Stai și te gândești dacă chestia asta cu votul universal mai e o chestie care să facă bine comunităților. Pentru că n-am fost și o pot spune și probabil nu voi atrage, cum să zic, antipatiile multora. N-am fost niciodată de acord și n-am susținut niciodată că votul meu sau al tău, al lui Andrei, da? Poate fi egal cu cel al lumea care are două clase. Da, care nu știe ce-i cu ea, nu știe să citească. Da? Adică este, cum să zic, iar la modul în care stau lucrurile în societatea noastră, că din ce în ce mai mulți oameni sunt asistați social, din ce în ce mai mulți oameni fără pregătire. Dar și te gândești că în câțiva ani de zile, modele cum este modelul Onești, adică negative, vor apărea în mai multe locuri din țară. Adică vor începe să se cațere pe funcția publică persoane care n-ar trebui nici măcar să se gândească că ar putea să se cațere. Da. Așa, și fără intervenția legislativă, vă spun iar, e catastrofală. Adică activitatea Parlamentului în această direcție ar trebui să existe. Eu nu văd. Înseamnă că există interes de acolo de sus să lași să permiți. Da, ci că să le lași tuturor șansa. Dar nu știu dacă șansa asta e chiar pentru oricine. Dar nu e normal. Dar eu nu văd o șansă neapărat. Da. Așa mă duc și eu să candidez la primărie. Serios, dacă nu poate oricine. Da. Dacă tot candidează oricine. Dar să mă duc și eu. Să văd. În fine. Face ce facem tot la politică, eventual. Revenim la pasiunea care te-a consacrat și te consacrează în continuare. Cum vezi rolul avocatului în societatea actuală și ce schimbări ați observat în profesia de avocat de-a lungul anilor? Da, rolul avocatului în societate trebuie să fie un rol important. Pentru că, până la urma urmei, facem parte din cei care încearcă să asigură o calitate a actului de justiție. Și văd justiția fi unul dintre pilonii esențiale ai unei bune funcționări a societății. Și cred că creșterea încrederii în justiție este o direcție pe care ar trebui să o pe care ar trebui să se lucreze. Foarte, da, foarte important. Să nu fie influențat. Așa ușor. Eu nu cred că... Este. Acum este influențat. Eu sunt, pot fi subiectivă, eu am încredere în actul de justiție. Și o spun ca un om care are de-a face cu justiția în permanență. Sunt dezamăgită de modul în care încearcă să se ia de la judecători, spre exemplu, atributul individualizării pedepsei. Adică încep parlamentarii să îi lase pe judecători fără cuțit și furculiță. Adică există o intervenție injustă, din punctul meu de vedere, și chiar neconstituțională, dar vom vedea ce zice Curtea Constituțională, a puterii legislative în activitatea instanțelor de judecată. Da. Adică m-aș gândi că este necesar, că ar fi necesar a păstra totuși dintre atributele magistraților neatinse, unele dintre ele neatinse, sau nu, așa, toate neatinse. Atâta timp cât politicul nu intervine și nici Parlamentul. Parlamentul a fost, spre exemplu, se vine cu știre că, domnule, toți cei care sunt prinși conducând fără permis trebuie să fie condamnați la pedepse cu executare, închisoare cu executare. Dar nu e normal, pentru că dacă acel om merită să facă condamnare cu executare, da, magistratul se va raporta la individualizarea oficială a pedepsei și cu siguranță îi va da cu executare. Dacă nu și dacă omul mai merită o șansă, magistratul va da, va manifesta clemență, de asta este judecător. El judecă, analizează. Din ce în ce mai mult în ultima perioadă, magistratul îi se ia această posibilitate de a analiza. Este obligat să facă anumite lucruri, lucru care mie nu mi se pare normal și o să o spun în continuare, pentru că este normal să o spun. Eu sunt nemulțumită de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al activității parlamentare la acest capitol. Foarte nemulțumită sunt, pentru că se fac greșeli. Greșeli care nu fac decât să submineze tot ceea ce înseamnă puterea judecătorească. Da, păi cam asta e... Da. Ce consider că ar trebui să știe cetățeanul despre drepturile lor legale și cum îi poate ajuta un avocat? E bună întrebarea și nu mă duce la cum îi poate ajuta un avocat, ci mă gândesc la faptul că în școală ar trebui să se facă educație juridică. Sunt la momentul de față câțiva avocați din Barou Bacău care fac educație juridică în școli. Am făcut și eu la Onești câteva ore la câteva licee și cred că este absolut necesar ca cei tineri și nu numai să aibă cunoștințe legate de ceea ce înseamnă actul de justiție, de ceea ce înseamnă încălcarea unor norme și de la ce te expui. Lucruri elementare. Pentru că se spune, domnule, necunoașterea legii nu poate fi invocată în fața instanței de judecată. Domnule, nu pot invoca, dar prima dată trebuie să știu. Adică omul trebuie să aibă habar de ceea ce înseamnă. Exact, elementarul acela care ar trebui predat în școli. Adică educația juridică ar trebui obligatorie, educație juridică, educație electorală. Chestii pe care copiii noștri ar trebui să le învețe de pe băncile școlilor. Da, și apropo de educație... Și educația financiară, cred că e... Și educația financiară, sigur că nu. Da. În ce feluri se implice în comunitatea locală din Onești? Acum nu mai implic. Acum ești în pauză, dar... Poate ești implic. Eu zic că am făcut niște lucruri. Da. Pentru unii prea puține, pentru alții destule. Da. Poate pe din câte am înțeles că pentru unii e prea mult. Da. În fine, eu cred că am încercat să fac niște lucruri frumoase. Le-am făcut cu toată onestitatea și cu toată dăruirea pentru comunitatea din care fac parte. Probabil vor mai fi proiecte și în ceea ce privește sportul. Sunt convinsă că în continuare, indiferent de implicarea mea în viața politică sau nu, în tot ceea ce privește sportul, voi susține activitățile sportivilor din oraș. Voi încerca să-i ajut cât pot de mult și să-i promovez cât pot de mult. Asta e cel mai important. Pentru că tot ceea ce are legătură cu istoria sportivă a Oneștiului, cred că era de fapt barca de salvare. Da, exact, exact despre asta vorbeam, că ai spus, ai amintit de sport. Ce părere ai de olimpicii noștri? Că e vorba de sport. Da, mă așteptam, am stat cu sustetul la gură la toate... Eu chiar am fost plăcut surprins să aud că vreo câțiva sportivi de la CSM Onești au medalii. Am avut-o pe Mihaela Cambei, care a adus medalii acasă și... Am înțeles că nu vine la Onești. Nu vine la Onești. Și să facem un pic un clip care o să-l bag înainte. Deci, primul clip legat de această venire de luni. Dacă, nu știu, să invităm lumea sau... Eu am făcut deja, am distribuit pe Facebook un material, o invitație făcută de către CSM Onești. Iar mie mi s-ar părea normal ca toată lumea, luni la ora 12, să fie în fața CSM-ului. Da. Deci ar trebui să fie cel puțin 2000 de oameni. Și eu spun 2000 că 2000. Da. Adică ar trebui să... Copilul ăsta de 11 ani se antrenează pentru a face performanță. Da, vă dați seama că s-a auzit acolo, pentru cine a fost atent, a auzit numele Oneștiului. Deci fata asta a reușit să facă iarăși Oneștiul cunoscut la nivel mondial. Mi se pare fantastic să avem astfel de performanțe în condițiile în care știm că se investește în sport deloc. Și o spun asumat, pentru că anul trecut am avut proiect pentru premierea Mihaelei Cambei după ce a câștigat Olimpiada la Europene. Proiect care nu a primit aviz de legalitate în Consiliul Local și pe care am fost nevoită să-l retrag de pe ordinea de zi. Pentru că în intervențiile postului primar și actualului pseudo-primar, se vede foarte clar că acesta nu și-a dorit să dea acest premiu. Adică niciodată la Onești nu au fost sprijiniți sportivii așa cum ar fi trebuit să fie. Da. Acum, bineînțeles, toată lumea vrea să-și facă poză cu Mihaela Cambei și să iasă în față. Am înțeles că, de fapt, ar fi din Dofteana. Asta este din Dofteana, da. Mihaela este din Dofteana. Chiar am văzut că primarul din Dofteana chiar a fost și antrepenat la el. Da, primarul din Dofteana a și premiat anul trecut după câștigarea campionatelor europene. Adică a avut un pic de grijă de ea. Am văzut că s-au făcut niște eforturi la comuna Dofteana pentru a o premia pe Mihaela. Da. Pe care îl apreciez și care mi se pare foarte, foarte normal. Însă să nu avem doar o olimpică, numai o medalie la olimpiadă. Avem 5, pentru că potențial există, ne-am trimis 5 de la CSM Onești, 5 sportivi am trimis anul acesta, am trimis la... 5 ore sau 6? 5. Mi se pare, cum să zic, o realizare fantastică. Și aici este meritul întregii echipe de la CSM. CSM are o echipă fantastică, niște oameni foarte frumoși acolo, iar Ingrid Istrate, directoarea de la CSM, este o femeie extraordinar de ambițioasă și care își iubește sportivii, iubește antrenorii. Da, chiar am văzut câteva ori de n-are de unde să mă cunoască, de aceea nici prea m-am băgat în seama. Poate, na. Poate dacă va venea podcastul ăsta, vreodată poate va veni și în acest podcast, că, da. Eu, de obicei, cam așa îmi fac invitații, prin prin invitații, știi? Invitație prin invitații. Da. Și acum o să ne, să-i spunem, să ne jucăm un pic. Ca să ne mai și respingem un pic, că tot prea am vorbit de politică toată ziua. Dar, na, pentru că politica e, face parte din viață și oriunde e politică. Din păcate. Da. Din păcate și, na, asta e viața. O să facem un mic joculeț în care te rog să-mi răspunzi cu A sau B sau știu eu, un răspuns sau altul, dar rapid. L-am făcut și cu alți invitați, nu știu dacă l-am făcut și cu Andrei, dar... O să vedem. Bun, să vedem acum. Pasiune sau afacere? Pasiune. Avocat sau familie? Nu pot să aleg. Ne aleg amândouă. Concediu în străinătate sau în România? Și. Politică sau avocat? Avocat. Astfel sau la fel? Altfel sau la fel, pardon. Altfel. Da. Dacă... Deci cum a fost răspunsul? Vă las pe voi în comentarii să-mi spuneți comparativ cu celelalte podcasturi. Asta ca să fac un test, să vedem dacă urmăriți până aici podcastul. Un pic de marketing, nu? Și pentru că ne apropiem de final, că se pare că ne cam plictisim, așa? Da. Nu știu dacă... Așa. Nu, a fost așa o relație. O să spun, nu știu, sunt ceva gen 10 întrebări. Nu știu dacă preluate de la emisiunea aia celebră, dar cred că nu sunt preluate, pentru că cu siguranță nu sunt preluate și n-au interesul ăla de acolo. Vor fi, nu știu, 10 întrebări sau poate 11. Urmează întrebarea. Deci prima întrebare ar fi, ai vrea să pleci în altă țară? Nu. Ce e mai rău, să eșuezi sau să nu încerci? Să nu încerci. Să din greșeli învățăm. Te pasionează pictura? Pe mine, sigur, nu. Pe sora mea, da. Exact. Despre asta chiar n-am vorbit. Despre pasiunile surorii, dar probabil într-un podcast viitor sau probabil chiar cu ea. Ai participat la vreo olimpiadă? Da, limba franceză în clasa 8. Interesant. Deci facem preview pentru un podcast viitor. Sau poate pe un emisiune cu mai mulți invitați. Dar nu contează, chestia cu olimpiadă nu e întrebare bună, Ciprian, da? Da. Chiar cu ce să ai un magazin mix? Bine, asta nu știu dacă nu are nicio legătură, dar... Da, nu are nicio de. Asta chiar am găsit-o pe net. Deci nu, eu luat după... Nu mi-a sub nicio formă, îi las pe alții să aibă abilități. Exact, și eu la fel. Da. Îți este frică când te oprește poliția în trafic? Ai la mare companie? Da, am o pisică în curte, da. Da. Poți haine de la anumite firme? Nu, am fițe de genul ăsta. Îți plac reclamele la TV? Nu la TV. Decât foarte rar, așa că... Reclamele în general, atunci. Dar sunt unele care sunt foarte bune și pe care le gust, dar... Crezi în... Stai, tot pe partea asta de reclame. Crezi în promovarea unor locuri prin reclamă? Da, da. Dar este absolut necesar. Te uita filmele de reclamă? Nu, ferească. Asta la fel de toată, după ne. Da. Da, vă lăsă voi să apreciați întrebările. Nu, vă spun acum, n-au nicio legătură cu ce am discutat până acum. Nu mai sunt întrebări din astea, chiar mi-a plăcut. Tot partea cea mai frumoasă, să știu, Ciprian. A trebuit să mă șerudem un pic. Prea am fost serios în acest podcast. Și la început am promis și distracție. Da, pentru că suntem la final și pentru că și cu ceilalți invitați am pus întrebarea asta, o să te pun și ție. Sper să nu fie aceeași întrebare, că am spus-o de vreo două întrebări. O întrebare pentru mine? Și dacă am să te întreb ceva, să știi? Nu. Nu. Adică ar trebui să mă gândesc. Dacă mă gândesc un piculeț, ar putea să te... Da, cum să zic, nu să spun o întrebare, ci o să te feriezi nițel. Pentru că, tu să știi, oamenii, că ești un om extrem de talentat. Și că aici, în curte, la tine, probabil ai postat pe canalul tău lucrurile pe care le faci. Dar este o gospodărie care arată ca o poveste, pe care am perceput-o efectiv ca o poveste. Data trecută când am ajuns la tine, prima dată când am pășit pragul curții, m-am simțit așa ca într-un film Disney. Foarte, foarte frumos. Adică... Înseamnă că mi-am atins într-un fel obiectivul. Ciprian Zota nu este cel pe care îl vedeți la podcast-ul, este omul pe care puteți să vi-l creionați după ce îi vedeți curtea. E ceva spectaculos, are o curte impresionantă, impresionantă. Ceva care arată talent. Mulțumesc! Da? Da, așa este, e onest. Da. Da, îmi place să fiu modest în privința asta. Da, e bun, înseamnă că... Da, eu, într-un fel, mă așteptam la o întrebare, dar nu contează. Nu neapărat că vroiam. Mă gândeam la ce o să mă întrebe, dar mă bucur că nu am auzit-o încă o dată. Pentru că suntem la final. Vreau să îți mulțumesc că ai venit și că sper că n-a fost un stres în abordare. Nu. Și da, sper că ne-a simțit bine. Chiar dacă am vorbit, cred că aproape în totalitate despre politică, dar asta e. Da. Asta e. Poți să zici că ești al doilea politic. Exceptând pe Cristinii, să zicem că este alberea. Dar eu îți mulțumesc că m-ai chemat. Am venit cu drag pentru că îți apreciez copilul, știi asta? Cu mincenia și bunul simț, care e prețirare în ziua de astăzi. Da. Și faptul că ne leagă mănăstirea, pentru care am așa o parte din inimă încă rămas aici, pentru că este locul copilăriei. M-am bucurat tare că am putut să-ți fiu astăzi partener de discuții. Da, și eu mulțumesc că... Iar chestia aia cu întrebările multe, să știi că ăla este podcastul cel mai fain. Eu cred că ăla poate genera un impact fantastic. Te gândești la 30 de întrebări, exact. Răspunsuri scurte. Da. Cred că aia poate face deliciu, pentru că ai ales și întrebările, cum să zic, au fost întrebări la care am fost cu filme de groază, efectiv m-am gândit la film de groază și am reacționat așa ca o pisică care a văzut un cățel. Exact. De exemplu, eu, când o să editez, aș putea să fac, dar nu. Bine, asta e... Așadar, mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod de Vorba cu Bai Ciprian Zota. Sperăm că ați găsit discuțiile de astăzi cu avocatul Elena Pașcu Apăvăloaie inspirate și pline de informații valoroase. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile. De asemenea, lăsați un comentariu cu gânduri și poate chiar și întrebările voastre. Și în următorul podcast cu Elena poate o să le adresăm. Ne place să auzim feedback-ul vostru și interacțiunea cu voi. Până la o reauzire cu alte povești interesante Rămâneți inspirați și continuați să faceți în fiecare zi una specială. Bye, bye!